Mitică! Bună seara, bună seara la toată lumea! Boierule, jură-te că n-ai pariat că ne calificăm. Domnule, n-am pariat, fie că nu fac pariuri sportive, nu știu ce Dumnezeu. Mi-a intrat în reflexe că n-aveam voie cât am fost în fotbal să fac pariuri și așa am rămas. Dar cine contestă acuratețea jocului, înseamnă că eu nu mă mai pricep nici la blaturi. Păi asta zinea, Mitică, dacă e cineva doctor în blaturi în țara asta, nu există cineva care să-ți conteste supremația. Există cea mai mică bănuială că meciul ăsta a fost înțelegere între cele două echipe? Copos e regele blaturilor. Eu am studiat numai blaturile. Știu, Neamitica, ale matale s-au prescris. Doar și-a dat doctorat. Da, așa, corect. Victor, da, dacă a fost vreo înțelegere, ăștia au vrut să ne pârlească. Dar eu nu cred, așa cum am văzut eu, jocul ăsta a fost un joc 100% cinstit. Neamitica... 100%. Cinstit, ca să fie foarte clar. Iar Iordănescu a ghicit foarte bine echipa. Fii atent aici, a schimbat pe cei mai buni jucători, care alergaseră extraordinar și jucaseră formidabil, pe Hagi și pe Coman. Au fost cei mai buni, plus portarul, au fost cei mai buni din echipă. Dom'le, are sânge în instalație, este antrenor mare, să știți. A moștenit Edi Iordănescu icoanele norocoase de la tata Puiu? Băi, uite-te că și credința asta la unii dă rezultate. Bă, uitați ce avere a făcut Becali, ce avere a făcut Bucur ăla, ce iese familiei Iordănescu. Băi, frate, o există, bă, și o forță divină așa care, dacă ești, eu știu, cinstit, corect, îți dă vorba, și puțin. Vorba lui Eugen Ionescu, Dumnezeu a fost român azi. Da. Bă, jocul n-a fost strălucit, dar rezultatul este magnific. A fost penalti la Neamitică sau n-a iubit Dumnezeu mai mult decât era cazul în seara asta? Penalti 100%, întrucât era cu piciorul pe tușe. E, Neamitică, sigur? Penalti. Era pe tușă? Da, eu sunt foarte atent la toate detaliile, că am emisiune la Horia Ivanovici și trebuie să mă pregătesc și sunt foarte atent la toate detaliile. Îți dă extemporal Horia, te scoate la tablă în seara asta? Nu, tati, dar am o emisiune de mare succes la Fanatic și trebuie să mă duc pregătit, Victorie, așa cum mă știi, că nu pot să fiu pus în emisiunii. Neamitică, avem față să mergem și mai departe, dacă tot ne-am apucat așa de calificări? Trebuie, dacă jucăm cu slovenii, așa? Îi batem. Dacă jucăm cu italienii? Olanda. Eu spun că și cu Olanda s-ar putea să îi batem. Fii atent aici, spun, Victor. Olanda joacă cu frâna de mână trasă, are câțiva jucători, de acolo de treabă, dar... Nu sunt în formă la această oră. Nu, sunt niște catastrofe, da. Să mai ierzi, nu e echipa mai bună ca noi, dragule. Da, nici mai era dacă stai și te uiți la ei așa, luat bucată cu bucată. Dar nu te lua după meciul cu Anglia, vezi de treabă. Bun, nu mai au după că meciul cu Anglia. Mai degrabă ăla a fost înțelegere decât ăsta de azi. Neamitică, uite, vreau să-ți prezint o imagine absolut spectaculoasă. A fost totul subordonat și angajat Cătălin Tolontan. E foarte trist că nu s-a calificat Ucraina și că ne-a dat penalti arbitru. Dom'le, cred că nu face asta din vreo dragoste pentru ucrainieni. Că n-ai de ce să iubești pe ucrainieni. Nu, vrea să ia locul lui CTP-ul. Să-i pută tot. Păi, nu, da. Ucrainienii, în decursul istoriei, ne-au luat teritorii, au vrut acum să ne curețe și delta Dunării. Ne-au luat și sistemul Patriot. Care s-au opus când s-a intrat în comunitatea europeană. Tolontan e anticorupt și nu e de acord să primim penalti.
Da, da, nu, da, nemitică, eu înțeleg, bun, s-a tras foarte mult ca Ucraina să fie și la campionatul ăsta european, și la campionatul mondial, mai puțin pe merite, mai mult pe geopolitică, să spun așa, deși, cinstit vorbind, Ucraina nu are deloc o echipă rea și la nivel de individualități sunt mult peste noi. Au făcut 4 puncte și au ieșit cu 4 puncte, cât avem și noi. Da, da, nu știu, a devenit... Noi cu 4 puncte am terminat pe primul loc, ei cu 4 puncte au ieșit. Dar a devenit așa cumva un soi de obligație că Ucraina trebuie să câștige și Eurovizionul, și campionatul european, și campionatul mondial, și nu ne-a anunțat și pe noi cineva, măcar să nu ne mai prezentăm. De eu știu, n-aș vrea să intru în polemică pe tema asta, că nu mai termin cu mine până dimineață, îți dai seama ce e la gura mea. Păi dau seama. Asta încerc să obțin, da. Mitică, da. Da, da, fii atent aici, ce spun. Hai să o dăm pe fotbal, să lăsăm dracu de politică. Păi hai să o dăm pe fotbal. Da, ne-amintică, mai prindem vreo zica aia cu Ucraina în următoarea jumătate de secol? Măi, eu nu cred. Eu nu cred că mai prindem, dar e posibil la fotbal orice. Păi, ăsta, și federația, și echipa națională, și antrenorii sunt de felicitat. Dar mai ales antrenorul principal ăsta, Iordănescu. Și pe federație de ce trebuie să-i felicităm? Au fost... Pe Burleanu, de ce trebuie să-l felicităm? Păi vezi, neamintică, vezi, tot rău spre bine. V-ați plâns atâta și tu și Mircea Sandu că v-a schimbat Coldea și cu politicul din funcție ca să-i pună, ca să-i pună pe ăștia, pe Burleanu și pe tot, da. Dacă nu-l condamnau pe Cica Popescu, nu mai era Burleanu astăzi la Națională să ai pe cine felicita matale. Dame, în viață sunt lucruri pe care trebuie să le respect. Succesele și insuccesele trebuie să le scoți în evidență. Oamenii care explicați-mi și mie care e succesul federației. Până acum a dat unul cam perete, n-a prea... Dar care e succesul federației, am înțeles. Acum îl felicităm. Și că i-a cazat pe tricol. Pe cine? E foarte bun. Le-a asigurat cazarea și masă. Îi calificăm, îi felicităm, ne-am mitit, că n-am niciun... Dar de ce să-i felicităm? Îi felicităm pe jucători, că ei au jucat. Îl felicităm pe Edi Iordănescu, de ce trebuie să-l felicit? Poți să-l feliciți pe Burleanu, poți să-l feliciți pe Burleanu, spre exemplu, pentru că n-a cedat presiunilor opiniei publice, dar da afară pe Edi Iordănescu, pe vremea când Naționalul ăsta nu știa absolut nimic. El n-a cedat nici presiunilor să-și dea demisia. N-a existat presiunea asta, Victor. Păi bineînțeles că n-a existat presiunea opiniei publice, ne-am mitică. Hai să fim serioși. Da, cu ține cu Burleanu. Da, sunt cu Burleanu. Amândoi suntem pe filiera Coldea și ne susținem unul pe altul. Noi, între noi, securiștii, ne-am mitit că întotdeauna ne-am susținut. Mulțumesc mult! Eu am fost milițian, n-am fost... Păi zic, asta... Aia nimeni nu-i perfect. Milițienii cu milițienii, securiștii cu securiștii, fiecare la scara lui, ne-am mitit că... Mulțumesc mult de tot pentru interviu. Echipa națională este de felicitat. Este, fără discuție. Burleanu nu. Cu staful, cu întreg staful, inclusiv staful medical. Da, da, de acord. Sunt de felicitat. Da, dar Burleanu nu. Da. Dar zile când trebuie, totuși. Eu vreau să felicit și eu pe cineva, vă rog. Felicită, stai că vrea și Ingrid să felicite pe cineva. Eu pe doamna Chiuveș și vreau să o felicit că nu s-a mai... Că nu s-a dus, da? Acest meci, că altfel... Deci încă o dată s-a făcut dreptate. Dom'le, cum s-a întors Marcel acolo și a pus tricoul cu numărul 12 pe el, cum s-a calificat băieții? Asta e, deci practic avem președinte. Deci dacă era deștept, pune alegerile duminică asta. Da. Asta, da. Chiar vine. Dar nu e timpul trecut. Iartă-mă, Ingrid, mai avem o legătură telefonică directă. Narcis Drejan, cunoscut jurnalist de sport în direct alături de noi. Bună seara, Narcis.